în atribuțiile administrației prezidențiale. Una este legată de un conflict social național la care am cerut medierea și care este legată de cadrul legislativ legat de dialogul social și care blochează, lucru care se vede inclusiv în acțiunile greviste care sunt astăzi în altă parte, în administrația publică, pe de altă parte a faptului că convenții OIM nu sunt în concordanță cu legislația legată de dialogul social, se blochează contractele colective, mai ales la nivel de sector, dar și la nivel de unitate. Practic, în momentul actual, ceea ce ar trebui să reprezinte un instrument, dialogul social, care să conducă la concertare, realizarea păcii sociale, nu este sau nu poate să fie utilizat. Faptul că guvernul în continuare trage de acest de timp, deși avem un răspuns din partea Organizației Internaționale a Muncii legată de minimum de pachet de modificare, nu arată decât un blocaj care ar trebui, sub medierea președintelui, unind toate părțile, patronat, sindicat, guvern, să reușim să-l finalizăm. Al doilea aspect este legat tot de atributul administrației prezidențiale, ca pe probleme majore să încerce realizarea consensului național și în acest sens, pentru atingerea țintelor pe care ni le-am propus și le-a propus România, indiferent de coloratura partidului sau de instituție, acela ca în 2020 să ajungem la media europeană, asta înseamnă o rată de creștere economică de 5% în PIB în fiecare an. Ei bine, pentru a realiza această țintă trebuie să se ajungă la politici economice, la un acord pe politicile economice, pe mecanismele și acțiunile care ar trebui făcute, tocmai ca instrumentul și consensul realizat între partenerii sociali, patronate și sindicate, pe de o parte, guvern, partide politice, parlamentare, dar și mediul academic, precum Academia Română și alte institute, să putem să ajungem la un pachet de măsuri care să conducă la acest deziderat și să rezolve în același timp, ceea ce este foarte important, o distribuție echitabilă a acestei creșteri economice. Pentru că v-a dat președintele garantii că se va implica în această mediere? Ne-a dat confirmarea că va încerca să facă și speră ca toată lumea să răspundă la solicitarea administrației prezidențiale de a veni și de a încercați să construiască acest dialog strict necesar, sau cel puțin declarativ, toată lumea s-a angajat la acest lucru. Practic, în perioada următoare, președintele va lansa o invitație pentru legislativ și respectiv sindicate pentru a-i așeza la aceeași masă? Deci, momentan, domnul președinte și-a propus în următoarea perioadă scurtă să termine balearea tuturor actorilor sociali. Deci să termine, să facă o întâlnire și cu organizațiile patronale, cu mediul, hai să spunem, academic, cât de cât a avut o întâlnire și sperăm după aceea să organizeze. Cel mai bine îi puneți întrebarea direct domniei sale, pentru că este cel mai în măsură să răspundă ce are ținut sau ce dorește să facă mai departe. Mulțumit la finalul acestor discuții. Este un prim contact conform angajamentului domnului președinte, care a zis că va continua întâlniri regulate cu toți actorii sociali în vederea încercării unei construcții pentru o stabilitate națională pe care o așteaptă toată lumea. Domnule Hosu, spuneți-ne, vă rog, pe înțelesul tuturor, care ar fi câteva modificări minime care ar trebui făcute la legislația privind dialogul social? La legislația dialogului social, pe de o parte, este imposibilitatea de a îndeplini criteriile prevăzute pentru realizarea contractelor colective sectoriale care să fie aplicate tuturor. În acest sens avem discuții și cu o parte din confederațiile patronale, pentru că practic astăzi nici o federație patronală dintr-un sector nu îndeplinește criteriul de a reprezenta jumătate plus unul din numărul total de salariați. Deci este un blocaj. Pe de altă parte, sunt probleme legate de chestiunile de reprezentativitate, inclusiv la nivel de unitate, pentru că numai România, din toate țările Uniunii Europene, are acest criteriu că sindicatul trebuie să reprezinte. De fapt, este o formă de discriminare și de substituire a organizației sindicale prin reprezentanții salariaților cu 50 plus 1 din numărul total de salariat.
Nu în ultimul rând este problema legată de organizarea sindicală, faptul că astăzi se cere și tot așa suntem unici, ca organizație sindicală se creează numai din 15 salariați din aceeași unitate. Practic este o imposibilitate de a reprezenta și de a asocia salariații lucrătorii din întreprinderile mici, care sunt, la ora actuală, reprezintă aproximativ 35-37%, depinde de sector, din totalul salariaților sectorului respectiv. Ceea ce este tot atât de important este dreptul la grevă, dreptul la conflict de muncă. De fapt, greva este o formă finală. Ceea ce noi așteptăm legate de acest lucru este ca, într-adevăr, dacă angajatorii s-au angajat cu noi împreună, mă refer la sindicate și au încheiat un contract colectiv, este normal de a respecta acest contract. Faptul că asta se interzice de a crea un conflict de muncă când angajatorul nu respectă contractul pe care l-a semnat, noi am cerut ca, dacă nu respectă pentru 20% din salariați, adică nu se respectă contractul, în momentul respectiv să dea posibilitatea organizației de a declanșa conflict de muncă. Aceste atribute de modificare, a legii revin fie Parlamentului, fie Guvernului. Evident, le-am înaintat Parlamentului din decembrie 2014, Parlamentul le-a înaintat Guvernului spre avizare. Guvernul a zis că nu le poate aviza direct și le-a trimis la Organizația Internațională a Muncii. Memorandumul de răspuns, pe care cred că l-am trimis și dumneavoastră, l-am primit la sfârșitul lunii ianuarie. Din luna ianuarie am avut două consilii naționale tripartite de dialog social, pe care la ordinea de zi era tocmai ajungerea la o convenție. În continuare avem impresia că se tărăgânează în mod voit și nu se dorește sau nu există voința politică de a finaliza acest subiect. Aici, pentru că sunteți mulțumit de această tergiversare. Dacă uitați, tergiversarea e de 3 ani. Să nu uităm că modificarea făcută în 2011 s-a făcut prin asumarea guvernului respectiv, fără o dezbatere publică care se cere astăzi. Dezbatem public acest subiect de 3 ani de zile, numai cu acest guvern. E bine, este anormal legat de acest lucru de a nu se înainta, pentru că blocajul înseamnă conflicte sociale necontrolate, costuri sociale și economice deosebite. Vă mulțumim foarte mult!